G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Car Mechanic 2018. Pe Barba Neagră avem acest Mustang și văd că oamenii nu prea au schimbat aici sigla, deci cu Mustangul, să înțeleg că au parteneriat sau ce. Hai să vedem ce e în regulă cu ăsta, ar trebui să ne zică cu ăla așa. Avem fuel filter, oil filter și air filter. Schimbăm filtrele. Ei, ăsta face parte din DLC. Probabil de-aia. Gace. Hai să vedem care e jmenozeala și dacă ne descurcăm aici. Deci avem așa, oil filter. Fuel filter ăsta ar trebui să fie pe undeva pe jos, dacă nu mă înșel, dacă nu îl găsesc eu prin spate. Oil filter, ăsta e prin stânga, și air filter, ăsta ar trebui să fie aici, dacă nu mă înșel. Corect? Ia stai să vedem noi. Ce avem aici? Una. Dos, entres, învățați și spaniolă cu mine. Și aici avem trei. Dă-l jos, dă-l tată jos, dă-l jos. Asta este air filterul. Ok, l-am scos pe ăsta. Acum, hai să ne ducem. Stai să vedem pe unde e. Hoța! În spate acolo. Oi, de la aici. Ha! Oil filter, l-am găsit. Oare? Stai. Oare trebuie să schimb și uleiul? Dude, s-ar putea să trebuiască să schimb și uleiul. Și fuel filterul. Normal trebuie să fie pe jos pe undeva. Stai să vedem dacă îl găsesc. Hai, sus cu tine, baby. Practic că până aici o ridică. Sus. O să schimb uleiul. Dar parcă fuel filterul e și ăla pe aici pe undeva. Încerc eu să-l găsesc așa. Nu fi ăsta? Suspension. Nu. În partea cealaltă. Asta ce e? Asta este oil filterul. Ok. Power steering pump. Ok. Exhaust. Bă, nu știu, îl găsesc, domn. Don't worry. Hai să mutăm pe ăsta în spate. În le nostru, cu așa jos. Și să dăm drumul, de fapt, dăm click pe el. Și dăm use equipment. Și acum trebuie să, da, chestia asta nu m-am prins nici data trecută de ea. Deci trebuie să dau un tip pe ăsta ca să funcționeze ăla și... Așa, gata? Done? Use equipment, move equipment, dă-mi-l la loc. Așa. Și acum, hai să luăm filtrul de ulei. Uite la aici. Doar dăm așa pe el și l-am luat? L-am luat. Bun. Și acum trebuie să-l mai iau pe ăla de fuel. Nu știu exact pe unde e. O să dau pe... Să dăm pe overview? Hai să dăm pe overview. Pot să-l observ de aici? Nu cred că... Cred că trebuie să intru pe undeva. Sau... O fi prin spate? Asta e un pic să vedem noi. Dude, o fi pe aici prin spate. Știi ce zic la Fabia? Eu filtrul de benzină îl aveam prin spate într-o laterală. Aha, l-am văzut, uite la acolo în spate. Deci îl avem prin spate într-o laterală. Mi s-a părut foarte ciudat ca un filtru să fie acolo, știi? O să luați mai în jos un picuț și ne ducem cu alea așa în spate. Deci... Hai să mă gândesc. Engine. Și uite la aici. Curios. Oricum, e mult mai logic aici decât în spate. Deci îl avem pe undeva pe jos, în dreapta, dacă nu mă înșel, pe la roata din spate. Foarte ciudat plasat. Dar cred că era filtru... Era filtrul de benzină din cauza că acolo era rezervorul și cum venea din rezervor benzina spre motor, acolo avea filtrul, nu l-avea, n-avea filtrul la, la motor cum intra. Poate, poate mai deștept așa că după aia nu mai rămâneau chestii, particule pe furtun. Na? Cred, habar n-am. Nu știu exact ce filtru trebuie, ia să vedem noi aici, stai așa. Să ne consultăm. Așa, inventory. Trebuie să mai vând din astea. Hai să mai vindem un picuț din astea. Dăm și pe asta jos. Astea le aveam ignition coil. Astea sunt de 100%, nu prea le-aș lua. Păi să le-am schimbat data trecută, așa că o să le vând acum. Mă, luăm ceva pe aia. Noi de acolo am înțeles ce vreau să zic. Astea, nu știu, cred că sunt de la Ford-ul meu de colea. Deci avem așa, un Bardog, un filtru generic. Oil filter V8 și fuel filter normal. No, ok. Să vedem dacă le găsim. Deci Bardogul ăsta acolo așa, dă-mi-l. Așa. Și avem un filtru. Hai să le găsim pe aici, pe jos. Brakes. Știi ce? Cred că cel mai bine ar fi să scriem aici. Filter. Dacă dăm Enter, ar trebui să-l avem aici. Uite aici. Oil filter V8. Îmi trebuie unde ăsta. Round air filter. Nu-mi trebuie ăsta. Sau poate-mi trebuie.
Stai puțin, ăsta era altceva, ăsta era oil filter. Ăsta e fuel filter, n-am decât unul de oil. Ăsta e 35. Care e diferența? Ăsta e oil filter 13. Cred că îmi trebuie V8-ul. Nu, chiar tot de la shoot ăsta. Ia stai să verific, stai așa, mie îmi place să verific. Tot de la asta, ok, fuel filter simplu, văd. Deci ăsta, fuel filterul pe care l-am luat și oil filterul? Stai așa. Cum pot să văd și eu? Dă-mi-l pe ăsta. Deci pe mine mă interesează ăsta. Oil filter V8 ăsta. Gălbejor așa. Atât. Stai așa să luăm pe ăsta? Oil filter V8. Yep. Purchase the bitch. Și acum hai să le punem la loc. Uleiul bănuiesc că îl punem așa pur și simplu. Dă-mi o asamblare. Așa, bănuiesc că pe aici, pe undeva venea ăla, nu știu exact pe unde. Îi dăm part mount și uite-l aici, fuel filter. Bă, da, că celălalt e stricat și avem cu alea așa oil filter. Oh, accessible from under the car, on lifter. Oh, și zice. Ce tare. Bun, 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 bun. Hai să o ridicăm și cred că pe aici, dacă mă bag pe alea așa, cred că dacă dau, ia stai, să dăm noi un click. Și dăm după aia part mount și dau click pe ăsta, ar trebui să-l pun. Atât! Da bine mă, da bine mă, da bine mă! Așa, și acum mai avem decât filtrul de aer, pe care îl pun aici în dreapta. No, bine, trebuie să vedem unde era. Cutiuța, cutiuța, unde ești cutiuța? Uite aici. Așa, și aici dăm asamblare. Pănices! Bă, ăsta era la... Da, e bun. M-am uitat la el, e curățel, e bun. Dăm cover-ul și avem 4 clipuri. Faine clipurile astea. Faine, faine. Al meu se ține în niște clipuri gen șuruburi de la Mazda și nu se ține prea bine. Nu se ține prea bine. Acum că am tot făcut cu astea, mi-a făcut și mie un pic poftă să mă uit la filtrele mele, să vedem cât de mizerabile sunt cel puțin astea de aer. Așa, bun, le-am făcut și pe astea. Hai, acum să asamblăm. Unde dăm? Assemble mode. Hai să punem asta și avem și, dacă nu mă înșel eu, și porțiunea asta acolo. Nu, de fiecare dată când scot portiera, scot și geamul. Și chiar și oglinda, acum observ, like, what the fuck. Așa. Bun, mai avem ceva de făcut la asta? Stai să verificăm. Tot e ok. The car's filter needs replacing. Nice, finish order. Total pe 882. 56 de dolari am dat noi pe ele. No oil in the engine, cannot perform. Ah, oh, trebuie să pun ulei. Cate. Ok, ok, ok. Păi hai mă deschide asta în puii mei. Hai să punem jos. Front right or... What the f... De ce mi zice așa? Front, ok. Ce nu pot să dau jos? Front bumper. What the fuck? Normal mode. Ah, what the fuck? Eram într-un mod ciudat. What, what? Ce s-a întâmplat acolo? Că vreau să știu. Și unde se pune? Colea se pune. Uite la aici, l-am și văzut. L-am reperat. Așa tot. Acum Dumnezeu cu mila. N-am înțeles niciodată cât, când să-mi dau seama că s-a pus îndeajuns. Uite, sunt galben ca uleiul. A? Încă puțin. Op, gata. Gata. Yo, like, gata. Am dat bani? Am dat bani. Bun. Acum, dacă dăm cover-ul, overview, numai overview, lasă-mă. Vreau assemble mode, așa. Bun, și acum putem să-i dăm car status, finish order. Atât! Dă bine, mă! S-a salvat și jocul. Hai să vedem următoarea noastră mașină. Orders. Stai să vedem ce avem aici, care expiră în... Aia a expirat, asta a expirat în 24. Mustang-ul. Ce are? The car's filters need replacing, replace engine oil and filters. Am făcut asta deja. Royal-ul ăsta ce vrea? 15 secunde, 14, hai, am de acolo. Ăsta necesită ceva la motor, ok, cred că o luăm pe asta. Sau Ford-ul ăsta, controlling car feels lost, list provided. Na, o iau pe asta din DLC. O iau pe asta mare din DLC. Am aici DLC-ul cu Ford băgat. Care este asta, mă? Super Duty. Are două pe spate? N-are. Sunt unele SUV-uri, sau unele zic jeepane, de la Ford, care au în spate câte două roți. Mamă, frate.
Ăla e heavy duty, baby, heavy duty. Tu știi cum cară ăla? Vai de viața mea. Băi, e fain ăsta. Click to use. Fuck. Pot să intru? Nu știu cum să intru în mașină. Asta pentru mine e un mister. Care e comanda de a intra înăuntru? Dacă apăs așa? Parts notes. Interior disassemble. Să știu interior disassemble mode. Da! Păi, dar nu vreau așa în puii mei. Deci nu pot. Deci nu pot. Asta este. Bun, hai să mutăm noi core așa la noi. Unde dăm? Nu știu unde dăm. Hai să închidem asta. Uite, acum am mai multe, vezi? Move car. Ok, dă-mi pe lifterul A. Că altul nu am. Așa. Ce ai tu nevoie, mămică? Ia stai. Car stai. Wow, mamă, ce am aici. Avem de lucru. Lift spring plate. Lift spring. What the fuck is that? Lift spring U-bolt. What the fuck? Ce e aia? Outer. Uite, în episodul ăsta am văzut lucruri. Steering rack. Asta știu ce e. Sway bar front and link B. What the fuck? Ce sunt astea? Nu știu. Aoleo. Bun, păi în primul rând, hai să dăm asta la o parte. Mamă, cât am motorul, frate, where, cât am motorul. Ok, bun, nu știu, dăm click. Totul e cu roșu. Dăm pe examen. Uite, în spate le-am văzut. Le-am văzut în spate. Asta trebuie să o dau jos de aici. Deci trebuie să dau roțile jos. Observ. Trebuie să umbru acolo la roată jos colea. Bine, bine, hai să facem prima dată pe asta. Și o să o ridic pe lift. Jbang. Am sensibilitate foarte mare la mouse, dar atunci când intru în meniu, spre exemplu când mă duc aici să cumpăr, mouse-ul e foarte lent, dar când mă duc la mașină să fac ce uite, sensibilitate extrem, extrem de mare. Nu, baby, dă-mi mai sus, cum așa, ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă, măi? Puțină rugină. Se poate mă lua un furt ăsta să ai o rugină, cum așa ceva? Bun, stai puțin, deci trebuia să dau jos asta. Ha! Steering rack. Întâi trebuie să le dau pe astea. Și ăștia se duc la... Stai puțin să vedem cum sunt conectate. Ăstea se duc la roți. Spun eu că trebuie neapărat să dăm ăstea jos. Și întâi trebuie să dau... Ok, gotcha, gotcha, gotcha. Hai să dăm roata jos. Hop! Sigur, sigur trebuie să fac chestia asta. Dar oare trebuie să dau ambele roți din față jos? Sau e de ajuns să dau doar unele? Asta nu știu. Dăm discul. Dăm astea întâi. Hai că le știu pe astea. Brake caliper, după aia avem curaia ferodoții. 80%, 99%. Au niște uzură pe ele și astea. Hai mă, dă-o jos pe asta. Ok, ce trebuie să fac? Wheel hubcap. Bine. Dă-o și pe aia jos. Acum dau pasta cu totul. Avem piulițe. Prima dată când dau piulițele jos. Atât. Acum asta. Knuckle cover. Ok, ce trebuie să fac să dau pe asta jos? Stai un pic să mă gândesc. Outer tie rod. Aici vreau eu să ajung. Atât. Și acum o dăm pe asta jos. Și acum cum ajung eu la asta? Cred că trebuie să umblu la celelalte. Fuck me. Ok, stai așa. Hai să intrăm aici prima dată. Mai dăm șuruburile astea jos. Deci până la urmă și până la coadă trebuia să fac și pe partea asta. Păi vezi. Păi vezi. Stăm pe asta. Și asta e doar una. Vă imaginați? Deci o să iau ceva bonus pe treaba asta. Nu, nu, stai. Prima dată asta. După aia cap-ul. După aia. Stai un pic. Jos colea. De asta e puțin, că poate pot să ajung la ăsta fără atât, fără să mai dau jos altele, știi? Pihuliță. Dar și astea sunt distruse, mă, fratele meu. Uite și astea distrusă de aici. Ioi. Asta e super distrusă. Așa, și mai avem pe asta. Asta o să cadă pur și simplu. Bun, dacă tot sunt aici, o să-i dau un inspecție, examen. Uite, tata, o avem și pe asta. Hai, dă-o și pe asta. Normal. Nu, dă-mi un normal mod. Se poate? Așa, mersi. Dă-o și pe asta. Luăm piulița de aici. Deci cred că am scos 3 piese până acum. 2 laterale și una pe mijloc. Corect? Corect. Bun, hai să mai dăm niște examen. Să nu ne fi scăpat
ceva pici. Nu, pe aici nu, picolo nu. Trebuie să merg în spate totuși. Hai să vedem noi pe aici care e jmenozeala. Jmenozara. Overview. Deci o am pe asta. Stai mă că bă, te miști prea repede. Deci o am pe asta. Și atât? Atât cred că. Ok. Asta ce e? Ține suspensia cumva împreună? Ce Dumnezeu e asta? Stai așa. Avem piulițe. Avem câte două piulițe la fiecare aici. Nu știu ce e asta. Cred că ține... Na, leagă un cumva suspensia. Dar asta e suspensia de aia veche. What the fuck? Sau așa o fi la SUV-uri. Și nu știu eu. Uite, dacă n-am avut SUV niciodată, ești nebun. Atât, îmi trebuie și asta? Ia stai să vedem noi aici. Examen! Să ne uităm cu privirea noastră. Dă mecanici, dă ăștia buni. Bă, cam atâta, pui mei, na, nu. Hai să facem așa un pic de inspecție tehnică pe overview. Deci avem așa. Dă-mi aici, dă-mi car status. Și avem controlling list provided. Da, le am aici, le văd. Bun. Și stai așa un picuț, avem steluțe. Hai să mi le arate. Apăsăm pe ele. Așa, și dacă am apăsat pe ele, după aia mă ajută pe mine cu ceva aceea? Nu prea mă ajută. Hai să vedem. Dacă mă duc înapoi, mă duc la main shop. Nu mă duc aici, nu. Mă duc la all tires, rims, body spots, gear grip. Poate aici, custom gear box. Nu. License main shop. Cred că la main shop, nu? Trebuie să mă duc la main shop. Aici am luat filtre, gearbox, brakes, suspension. Cred că trebuie să mă luat suspensie. Este aici nu mi le arată niciun fel. Aici trebuie să le identific eu. Uite astea. Păi și dacă dădeam cu alea așa la inventory, asta e un pic. Le misi. Sort by. Ok, bine. Pe asta o vând. Capota o am încă. Case will hub cap. What? Do you want to open the case? Mi-au venit piesele? Da? Case content. What the fuck is this? E prima dată când fac așa ceva. What the fuck is this? Barn location map. Intake manifold, round air filter. What the f... The fuck was that? Premiu ceva? Ce-i asta? Da, mă, uite. Ba nu, am una, uite, condiție pe 0. Deci îmi trebuie așa. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 vrăjeală îmi trebuie. Deci, ia stai un pic să mă uit eu aici să verific. Eu trebuie să verific de 1000 de ore, dai să mă... Nu, dăm pe ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, oh, 6, 7, mamă, deci îmi trebuie 7. Păi nu știu dacă am 7. Stai să vedem cum Dumnezeu facem aici, trebuie să le iau pe rând, trebuie să le iau pe rând și să nu mă grăbesc. Prima și prima dată, ce avem noi nevoie? Avem așa. Avem nevoie de un outer tie rod. Din câte văd, n-avem nevoie decât de unul. Nu știu, de la o firmă albastră. Outer tie rod de la firmă albastră îmi trebuie. Outer, uite aici. Trando outer tie rod. O fi asta. Pe alta nu văd similară ca asta, deci mă gândesc eu că asta este. Bun, next. Ce mai avem? Uite aici. Și pe aia bună, uite aici. Gata, am nimerit-o bine. După care avem un inner tie rod de la firma albastră. Inner tie rod. Stai să vedem pe unde este aia. Pe aici. Inner tie rod. Păi stai mă că scriem, stai așa. Inner și cred că mai apare. Ia-o totată. Așa, baby. Așa, baby. Așa, baby. Așa. După aia ce mai avem? Mai avem așa. Să ne gândim. Sway bar front end link B. Deci ne trebuie două de-astea. Sway. Nu, scrie, nu away, mă, nu away, ci sway. Sway. Era o melodie faină cu sway. Deci ne trebuie două de-astea, da? A și B. Ok, o luăm pe asta. Și o luăm și pe B-ul.
Gata, tata, frumos. Next, ce mai avem? Deci am luat B-ul, am luat A-ul. Mai îmi trebuie un Leaf Spring U-Bolt. Leaf Spring U-Bolt. Și cred că o să le iau pe ambele, să le punem noi și pe una și pe cealaltă. Leaf! Bom! Leaf Spring U-Bolt. Să luăm două de astea, că sunt și așa ieftine. Fuck it, hai să luăm două de astea. Luăm două. Am două. Mai trebuie ceva? Nu cred că mai trebuie nimica. Am noi. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Și de ce îmi trebuia șapte? Aveam una, două, trei, patru, cinci, șase. Și ăsta. Și ăsta. Leaf Spring Plate. Vezi că mai aveam unul? Adică și ăsta. Pe barosăneală? Pe barosăneală? No, bun, hai să... Mamă, 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 cum intru eu aici? Stai un pic numai. Suspension, că pe la suspension e și dăm pe aici, dăm part mount. Și prima dată venim cu mijlocul. N-am luat pe asta steering rack. Da, mă, n-am luat steering rack-ul, firar mama ta. N-am luat steering rack-ul, stai așa. Steer. Enter. Ia-o de la aici. $800 steering, what the fuck? Bă, ce căcat, eu pierd bani cu build-ul ăsta. Suspension, mă, vino acolo. Vai de viața mea. Da, mă, e scump, că e important, pui mei, adică e să cunoaște, nu? Cu, adică de-aia, cu ăsta luăm curbele. Atâta măcar știu și eu. Așa, hai să punem aici totul nou, frumos. Băgăm și asta. O băgăm și pe asta acolo, așa. Aici avem două piulițe, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, nu mă înșeală, mă. Și mai avem un de ăsta similar. Fii antena. Și aici, eu de la aici. Hai de la aici. Ha! What the fuck? Ha? No, 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 no. End link B. Sway bar front end link B. Sway bar front link B. What the fuck? Nu am unul nou. The hell, man, de ce? Front. Front bar. Sway link B. Dă-mi coa. 34. N-am luat unul de ăsta până, what the hell, man? Deci am două stricate. Hai să dăm așa pe suspensie. Jip. O nimeresc până acolo, fie antena. Nope. Aaaa, nu nimeresc până acolo. Te așa că o iau de aici. Wow, chill, 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 că m-am amețit. Stai așa. Uți. Stai, mă, că nu am dat part mount. De-aia, asta era problema. Dar nu înțeleg de ce am două d-astea. Înseamnă că pe față au fost două d-astea. Și o să eu fi pus-o greșit pe asta acolo. Bă, dar dacă a mers, a mers. O iau pe cealaltă parte. Și bă, dar dacă a mers, a mers. Și aici încă unul. Da, luăm pe ăsta corectul. Ia de aici, tati. Pe piuliță te pun. Și mai avem și aici unul. Fii antenă. Tot pe piuliță și pe ăștia că am luat două bune. Și unul mi-a rămas cu 90 ceva, parcă uzură. Bun, bagă discul. Așa. Nu-l luam nimereală pe astea. Bagă astea. Știu eu că trebuie să fac chestia aici, fie antenă. Și după aia trebuie să fac și hood cap. Tăt. Calipru. Cred că astea, nu știu, are ușură anti-sample cam. Da, pui mei, na, nu știu. O fi bine, n-o fi bine. Asta nu mi-a zis să schimb nimic la frână, știi? Na, pune și roata, ce să fac? Asta este situația. Să sperăm că nu mă întoarce. Deși e posibil. E posibil, nu sunt sigur pe mine. Dar vedem. Bun, stai așa să vedem. Pot să sar în partea cealaltă? Nu pot, dar mă duc așa pur și simplu. Stai așa. Chill, chill, chill. Hâț. Bun, stai că aici avem un pic mai complexuță treaba. Hai cu asta, chip pe verde, deci putem. Și aici băgăm wheel hub-ul. Pe oleițe. Puseam mai dat jos în partea cealaltă, deci am fost foarte inspirat atunci. Așa, am pe mijloc, stai așa, am pe mijloc asta, bearing-ul. După aia cap-ul, stai. Cap-ul. Așa, disc-ul. Așa, tata, frumos! Frumos! Și calipru, și calipru, calipru, așa. Tăt! O, ce le-am. Bagă pe piuliță. Așa, next. Wheel. Dă doamne să meargă, dă doamne să meargă.
Bă, normal ar fi trebuit să fim locuit aici cam totul. Nu? În afară de chestia din spate. Practic și aici avem o jmenozeală. Uite cu alea. Corect, corect. Ia stai așa. Dăm noi un click acolo și dăm aici pe part mount. Ok. Dăm un click așa să ne ducă aproape. Stai așa. Și cu zoomelul. Bă, nu pot să văd în puii mei. Atât. Gata. Leaf spring. L-am luat. Sunt babiness. Dar și pe ăsta. I can know. Toate-s noi. Nu știu cu cât mă plătește asta, dar i-am luat totul nou, așa că ar trebui să mulțumească. Așa tot. Dacă a băgat-o prin pietre și mocirlă. Bă, cam gata. Altceva nu prea mai văd ce mai avem de făcut aici. Hai să vedem cum e statusul. Atât! Dar bine, mă! Bă, cam gata, nu? Stai așa, să o dăm jos. Așa. Două secunde, boss. Hai să vedem. 1800. Eu am dat 940 pe tot. M-a luat la drive shaft cu alea, așa, la direcție. M-a luat mult de tot. Total pe auto 1800. Deci scoatem cam 900 la asta, da? Cam așa vine. Pănicez, man! Pănicez! Ok. Toate-s bune, bă, nu trebuie să mai fac nimic astea, da? Ok, îi dăm finish order. BOOM! Care-s din copii de Riz Hood? Ah, ok, ok, ok. Mamă, n-aș fi bun ca mecanic pe cuvânt. Assemble. Plecă om fără capotă. Deci vine om cu capotă, eu îi ciordesc capota. Lasă, tată, că nu-ți trebuie asta. E mai aerodinamică fără capotă. Lasă, că merge. Finish. Yes! A mers! Am luat achievement. More experience. Voi nu vedeți aici, dar eu am luat achievement. I am the best. I am the best. Hai să vedem următoarea. Orders. Să vedem care expiră. Asta. For GT. Brake system needs fix. Nu-mi place. Nu. Nu vreau. Nu vreau. Royal Blanco. Ăsta tot insistă. Ăsta tot insistă. Repune. Ok, bine. Katajiri Katsumoto. Asta e mișto. Asta e mișto. Mioveni urs. Duster baby, normal. Put new engine oil and filter, replace or filters. Da, asta luăm. Să luăm Ford GT-ul sau să luăm Mioveni ursul? Lasă-mă că ăsta e din DLC, îl mai luăm pe ăsta. Hai să luăm tata Duster-ul. Hai să luăm Duster-ul. That's funny, man. Hai să luăm. Dacă și ăsta mă plătește românește, am dat dracu. Ia uite-mă ce albastru frumos. N-am văzut niciun Duster până acum cu albastru ăsta. Bun, mă lași? Asta chiar arată fain. Știi ce nu-mi place mie la Duster? Spatele. Deci, partea din față mie îmi place la Duster cum arată. Bine, în limita posibilităților, bineînțeles. Dar spatele, frățiuer, nu m-a încântat niciodată. Mioveni urs. Lol, ca să n-aibă probleme cu licența. spatele nu-mi place. Deci, în realitate, spatele e mai nasol ca asta chiar. Dar nu m-a atras niciodată. Ia să vedem interiorul cum e. Rudimentar. Ca și cel din realitate. move car, move the beach to the axe. Bă, mai aveam o posibilitate să o mut undeva. Ia stai un pic să vedem. Move, unde era asta? Parking, store your cars in parking area so they will not take garage place when not needed. Oh, am înțeles. Deci putem face și chestii de-astea. Ce fainușagă treaba. Bun, hai să vedem ce ne regulă cu asta. Oil filtru, știu unde este? 5, oil drain, old and filled with new. Gata, baby, I know. Îl facem imediat pe ăsta, barosanilor. Scoatem două ori în sus. Hai, 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 de sus, 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 sus. Nici nu discutăm. Aici îi dăm use, par, frumoșel. A, înseamnă că n-am avut loc, stai așa. Și dăm cu alea așa. Frumos. Use. Așa, și hai să ne ocupăm noi de filtru, care ar trebui să fie aici. Atât. Bun. Hai să dăm ăsta un move equipment back. Și aici trebuie să cumpărăm filtrul ăsta. Ia. Let me see, let me see, let me see. Avem câteva lucruri pe aici care trebuiesc eliminate. Vândute pe o nimica toată. Un dolar, exact. Și filtrul ăsta. Filtrele tot timpul trebuiesc aruncate. Așa, restul e pe verde în afară de ăsta. Ăsta nu știu ce e, barn location map. Do you want to add barn destination into your map? Da! Ce fac cu ăsta? Și you want to sell? Bă, nu vreau să... Că poate îmi fac eu mașina mea. Who knows? Who knows? Ce trebuie mie aici? Stai puțin să vedem. Avem așa, ignition coil. Ignition? Da.
Am vândut filtrul pe care îl folosea Duster-ul. Ioi, 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 am vândut filterul. Well, shit. Well, goddamn, goddamn, goddamn. Pua, nu mai știu ce filtru folosea Duster-ul. Și diferență între ele, dacă stai să te gândești. Băi, eu știu că era negru. O fi ăsta, că era negru. Ăsta e cel mai ieftin, cel mai cheap. Ia tată. Ești curios dacă merge. Dacă ar merge, aș fi un geniu. Aș lua după ieftineală. Așa faci Duster-ul, știi? Te rog, Ios, ia. Nu merge. Stai, 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 de care trebuia? Stai. Albastru? Albastru? Oare merge treaba cu culorile? Fie de ăsta? Nu, n-am nevoie. O fi ăsta, mă? Ia stai un pic să vedem. Înseamnă că așa le luăm după culori. Ăsta era! Albastru! Ce fain că e după culoare! Ce e ăsta? Fuel filter. Și ce-am schimbat? Oil filter. Ăsta e fuel filter. Păi și ăsta trebuie schimbat. Stai să vedem dacă îmi zice aici. Oil filter, change oil. Drain oil, then refill cu new. Dă-te, nu vrea și ăsta un fuel filter, că cam nu prea arată bine așa, după părerea mea. Arana mea. Bun, hai să dăm aici jos. Aici am pus acolo, am dat-o să-i dau capota jos. Așa și ne băgăm cu alea așa la ăsta. Uite așa. Hai să-i punem niște ulei. Ce am făcut și Duster-ul? Aha. Atât! Mai trebuia un pic. Gata, 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 gata. Panicez. Panicez! Overview, assemble, yep. Hai să mă asigur dacă are tot, are ușă, are de toate. Bun. Acum, ăsta i-am făcut de toate. I-am făcut de toate. 131 și am dat 100, deci 31 de dolari, core așa. Mergi, 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 normal mode. Și pot să dau să-l mut. Move car, uite aici, și dăm la entering garage, mama dracu. Așa, bun. Și poate să-l, să-i dau de aici un văzut? Ia, finish order. Am completed job. Păi da, am făcut. Trebuia și asta. Trebuia și asta să fac, fii antenă. Deci v-am zis, mă, că deci trebuie și ăla. Incredibil așa ceva. Incre-fucking-dibil. Deci trebuia să fac și asta. Și l-am văzut, mă, aici ruginit. Uite-l acolo, că-l văd aici, firar, mama lui. Te-am văzut, uite-te, uite-te. Fuel filter. Dai să-i dăm examenul un picuț, că nu știu unde e celălalt. Nu știu ce vrea, sincer. Uite-l. Tough. Ah, air filter-ul vrea. No, ok, ok, ok. No problemă. Le am, sunt expert cu air filter-ul. Bă, mă lași. Come on, man. Și pe ăsta? Și trebuia să dau click pe ăla, mă, că avea mai multe. Ești nebun, nu știam asta. Așa, bun. Hai să vedem aici. Deci îmi trebuie așa. Îmi trebuie un fuel filter. E de la șușășă, așa. Și-mi trebuie un air filter pe albastru. Așa, bun, hai să le facem. Fuel filter de-asta. Și-mi trebuie și un air filter drept pe albastru. Adică ăsta. Gata, tata. Dai așa să le facem. Hai să-l băgăm prima dată pe ăsta. Dai așa. Steau par mount. Hai că merge. Ești fain, ești fain, ești fain. Ok. Oops. Nu știu cum e să fac și în jocul ăsta, gen mașina ta, da, cu siguranță. Luăm noi una de la groapa de gunoi de pe undeva. Și o refacem. Așa, next avem drăciuța asta. Nu, bine. Gata, aia a fost. Corect, corect. Ia stai să vedem. Totul e pe verde, totul e pe verde. Huh!
Gata, bun, assemble. Da, așa. Assemble mode, îi punem asta. Și acum dacă dăm car status, putem să dăm finish order. Corect, corect, am scăpat și disaster. Huu, avem 6809 dolari. Hai să mai luăm una, să o facem data viitoare pe asta. Nu click, nu click, nu click, stai așa. Orders. Care expiră prima? Asta expiră MD-ul. Controlling car feels loose. Ne, lasă. Royalul, Royalul, Salemul, Salemul. Asta e interesant, da? Dar putem să luăm încă un Audi. Punem engine, da, am făcut asta. Punem engine, am făcut. Salemul ce vrea? Brake problems. List provided. S-ar putea să scoatem bănișori cu brake problems, așa că îi luăm take order. Mașina e într-o stare prea bună. Dar, what the fuck? Ok, mașina nu e deloc în stare bună. Absolut deloc. Absolut deloc. Like, are praf și pe geamuri. Lel. Pe asta o facem data viitoare. Aici se anunță foarte interesant. Bun, sper că v-a plăcut episodul de astăzi și până data viitoare v-am salutat.